Ce părere aveți despre materialul postat înainte de Crăciun de Andra și Măruță? L-ai văzut, Octave? Unde au făcut ei un scenariu, o regie, și Măruță vrea să-i facă un cadou Andrei, să ia o mașină, un update. Deja cealaltă era, cum să zic, model vechi. Cum o vedeți? Multe aprecieri, deci prostimea ca întotdeauna susține opulența. Culmea, ne considerăm credincioși. Da, cum o vezi, Nea Ioane? Adică ce a transmis acel material? Și a intrat ea în mașină de lux, bani mulți, îți dai seama, și ăla i-a explicat acolo ce dotări are în plus. Băi, și oamenii apreciază lucrurile acestea. Păi și ce ai vrea să faci să facă? Nu, cum o vezi? Și hai să fiu sincer, eu personal recunosc că îmi place Andreea cum cântă. Dar prin căsătoria cu Măruță, care e fiul unui judecător, că eu știu mai multe. Mă înțelegi? N-a fost nici ea prostuță. Vezi că și prin căsătorie mulți oameni se nenorocesc. Zice, dom'le, am eu talent. Dacă nu mă căsătoresc cu un tip cu anumite relații, cu anumite pile, nu sunt promovat. Și atunci mă asociez cu Măruță, chiar dacă el e practic un semi-papagal. Hai să fim serioși. Dar e sprijinit. Tatăl a fost judecător, cunoaște pe ăla. Nu vezi că totul merge pe pile și relații? Deci toți sunt promovați doar pentru că cotizează acolo sau pentru bun, că... Bun, Neoane, dar au bani. De ce au bani să... Da? Care e rolul acelui material? De ce îi faci un material în care arăți că tu îi cumperi o mașină mai nouă, mai bună, mai scumpă și să îl publici? Ce transmiți prin materialul ăla? Ce a vrut să transmită mai exact? Ce a zis chestia aia? Noi suntem la putere și putem. Ce-o cu mic că noi suntem la putere. Și atunci tu ce faci? Uite-vă că s-au pricopsit fraierii. Poate ne pricopsim și noi. Hai să le dăm un follow. Ha? Te-ai gândit că majoritatea celor care dau follow o dau și ei să se laude, dar în sufletul lor nu sunt de acord? Te-ai gândit la chestia asta? Și că mulți, spre exemplu, vorbesc de cazul meu, mă urmăresc, dar nu prea fac comentarii pentru că nu vor să se știe că mă urmăresc. Orgolii? Nu e neapărat orgoliu.